Reacție neașteptată a ministrului sportului Eduard Novac la adresa Anei Maria Popescu. Acesta a afirmat că și în cazul în care Federația Română de Scrimă ar fi avut un buget mai mare, sportiva medaliată cu argint la Olimpiadă de la Tokyo nu ar fi reușit să câștige aurul olimpic. Asta după ce Ana Maria Popescu a făcut referire la slaba finanțarea Federației imediat după ce a urcat pe podium. După părerea mea, cred că dacă bugetul Federației de Scrimă era cu 5 milioane de lei mai mult, Ana Maria nu putea să câștige medalia. Discutăm subiectul în continuare cu colegul meu, Florin Negruțiu. Florin, te salut, mulțumesc tare mult că ai venit. S-au încăpățânat sportivii noștri să meargă la Olimpiadă, în ciuda condițiilor grele, în ciuda faptului că acasă e posibil să aștepte aceleași săli vechi, aceeași lipsă de dotări și se vor întoarce și cu medalii, Ana Maria Popescu una dintre ele. Cum ți se pare declarația asta lui Eduard Novac? Din respect față de sportivul Eduard Novac și pentru bucuria pe care ne-a făcut-o în 2012, atunci când a câștigat primul aur pentru România la Jocurile Paralimpice, nu o să spun decât că această primă parte a declarației sale este neinspirată. Declarația este mult mai lungă. Dacă am da-o întreagă, am vedea că, de fapt, Eduard Novac a fost extrem de laudativ față de Ana Maria Popescu, spunând în final că această medalie de argint este pentru el o medalie de aur. Însă prima parte a acestei declarații este extrem de neinspirată, vine într-un context total aiurea în care această sportivă și-a depășit propriile limite ajungând acolo, la argintul olimpic, concurând cu sine însăși, putea să lipsească această declarație. E drept că ea vine după ce Ana Maria Popescu a spus că speră ca această medalie de argint să aducă o finanțare mai mare pentru scrimă. M-am uitat de curiozitate care sunt finanțările pe care Ministerul Turismului, tineretului și sportului, le-a acordat pentru diverse federații în 2021 și, într-adevăr, canotajul, handbalul și scrima sunt federațiile care au cele mai mari finanțări în 2021. Însă, sub anul 2020, deci toate federațiile, aproape toate federațiile, sunt vreo 63, au primit bani mai puțin în 2021, anul Jocurilor Olimpice, decât în 2020. Bugetul federației acordat de minister, Federației de Scrimă, este undeva la 1 milion de euro, nu? 5.300.000 de lei, ceea ce evident este foarte puțin în comparație cu bugetele uriașe pe care alte țări care pretind medalii le alocă pentru sportivi, pentru dotări, pentru antrenamente, pentru baze sportive și așa mai departe. Tot sportul românesc este subfinanțat. L-am avut pe ministrul Novac în fața ta la un moment dat și spunea că vrea să schimbe filozofia de acordare a banilor și să ducă acești bani spre disciplinele care pot pretinde medalii olimpice. Nu toată lumea va lua la fel, avem bani puțini, deci să-i direcționăm acolo unde avem șanse la medalii olimpice. Cu celelalte sporturi însă ce se întâmplă? Și am mai spus ceva ministrul, a spus că nu vine nimic din urmă. Și asta e, de fapt, marea dramă a sportului românesc. Putem să ajungem la Jocurile Olimpice din 2024 cu scrima ca cu gimnastica. Cum suntem acum cu gimnastica. Mai spunem ceva, Florin. Tentația aceasta a politicienilor, acum nu neapărat surprinzătoare, dar există această tentație de a se urca, de a întinde mâna cumva după aceste medalii pe care sportivii noștri le-au luat la Tokyo sau, mă rog, le vor lua. Toți s-au îngrămădit să felicite, mulți dintre ei chiar au participat în trecut, inclusiv la momente în care, de exemplu, indemnizația de hrană se tăia și așa mai departe. Unii dintre ei chiar mai încurcă un pic spada cu sabia. S-a întâmplat în cazul lui Dan Barna, o să și vedem din postările lui. Ia uite. Acum, pentru cei care nu fac o diferență foarte clară, Ana Maria Popescu a luat argintul la spadă. Da? Să-i deci explicăm domnului Barna că scrima are trei arme. Așa. Floretă, spadă și sabie. Iar Ana Maria Popescu a luat argintul la spadă, nu la sabie, așa cum s-a grăbit să scrie domnul Barna. Domnul vicepremier a și schimbat, a făcut o editare, a dat o editare. Domnul Barna pare să fie campionul gafelor.
Țin minte acum o lună când s-a pozat cu Luis Figo pe Arena Națională și a spus că este idolul copilăriei sale cu o mică problemă, mic amendament. Figo are 48 de ani, Barna are 45 de ani, deci presupunem că atunci când Barna avea 3 ani, îl admira pe Figo la 6 ani cu mare pasiune. Adică temperatura acestor declarații poate fi foarte ușor luată din comentariile pe care le primesc acești politicieni în momentul în care se urcă pe aceste medalii. Dar nu se învață. Nemulțumire totală. Sigur. Deci rar găsești un comentariu pozitiv la câte o astfel de postare. Nu e ceva de înțeles de aici? Nu se învață minte. De la momentul Gabriela Firea, huiduită de un stadion întreg, în momentul în care a încercat să se cocoațe pe succesul Simonei Halep și a spus, bine ai venit la noi în țară. Și atunci un stadion întreg a început să o cuiduie pe Gabriela Firea. A fost cel mai usturător, cel mai umilitor moment din cariera unui politician. Nu știu cât a simțit doamna Firea în momentul ăla. Dar ăla ar trebui să fie un moment care să le ridice un semn de întrebare politicienilor care se agață de succesele sportivilor. Sigur că vin momente în care sportivii se retrag din activitate și încearcă să invite în partide, să-i pună miniștri, să-i pună pe listele de parlamentari, dar asta vine după. Acum când oamenii aceștia, în ciuda tuturor dificultăților din țară, reușesc să câștige câte o medalie, să obțină câte o performanță, cred că ar fi de bun simț pentru acești oameni să stea în banca lor și să-i lase pe sportiv să strălucească. Mulțumesc tare mult, Florin.